Bine ați venit la etalarea anului 2022 pentru balanțe. Ce ne rezervă universul? Haideți să vedem ce rezervă universul balanțelor 2022: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. La bază avem doi de spade. Va trebui să luați o hotărâre anul acesta hotărâre clară și atunci când avem o lună plină înseamnă că este venită din inimă, deci ar fi bine să vă ascultați inima. Dacă faceți o meditație sau dacă sunteți într-o bună dispoziție de a face, bineînțeles, o meditație, tot ceea ce vi se dă ca mesaj este din inimă, deci nu din logică. Asta vă spune aici. Da, nu veți lua cu logica respectivă. Și este ceva la care ați învățat, ați trecut prin această energie. Deci nu mai luați. Vedeți ce spune? Din inimă. Aici nu mai este gândirea logică. Aici este vorba despre inimă, despre iubire. Și mergem mai departe. Deci lăsați-vă duș de acea energie. Ok. Prima dată am luat două. La bază avem patru de monede. Patru de monede este, de fapt, o stabilitate, nu este neapărat un blocaj. <coughs> cred că, scuzați tu dar cred că cu acest 5 de bute ați trecut prin foarte multe lucruri, ați obosit, căutați stabilitate și un nou ciclu din viața voastră va fi pentru voi 2022. Și haideți să mergem să vedem ce avem pentru ianuarie. Ianuarie aveți 5 de bute și cavalerul de săbii. Exact ceea ce <gânde> spuneam un pic mai înainte ca energie. Deci, cu alte cuvinte, încercați să fiți primii în tot ceea ce doriți voi. De obicei, pentru unii dintre noi, butele respective reprezintă focul carierei, deci pentru mulți dintre voi poate faceți bani acum din carieră, dacă într-adevăr este ceea ce vă place să faceți, dar ceea ce îmi spun aici este să acționați foarte repede dacă într-adevăr doriți să aveți un salariu mai bun. Uh, și faptul că sunteți într-un continuu concurs cu ceilalți nu este tocmai ceea ce vă trebuie. Lecția voastră aici este, vedeți voi pădurea aceasta și toată liniștea care este în jur, este numai în afara celor care încearcă să, pre... <gânt> să preia locul. Dar voi aici, prin energia voastră, aici vă spune că este o energie creativă. Atunci când avem de-a face cu cai, un pic mai aproape, de ce vreau să vedeți uh, imaginea calului, sper să meargă camera, încearcă să vreau să prindeți exact imaginea acestui cal. Vedeți, uh, are fluturași galbeni și păsărele roșii. Deci, dacă le vedeți, ce vrea să-mi spună această energie? Vrea să-mi spună că atunci când voi, chiar dacă aveți un job plictisitor, cu o rutină la care mergeți în fiecare zi de la aceeași oră, la aceeași oră, și ceva nu se mișcă, sunteți blocați, atunci când sunteți acasă, dacă aveți de-a face cu ceva creativ, pentru unii dintre voi poate fi pictură, pentru unii poate fi uh, desen, pentru unii poate fi cititul, orice, fotografia, atunci când sunteți activi în ceva care vă face plăcere și viața voastră mai frumoasă, atunci viața de la servici se va îmbunătăți. Și cu siguranță, asta va ajuta foarte mult să luați o primă. Aici, acest, această luptă, vă mai spune să nu fiți foarte duri în cuvinte sau chiar să nu bârfiți. Dar cu siguranță veți avea ceva de câștigat aici. Iar când aveți armura, înseamnă că sunteți păziți. Și în aceeași măsură, cred că vi se dăruiește ceva vechi. Ceva care trebuia să vină la voi. Dar dacă este ceva care trebuie neapărat, atunci să știți că sabia respectivă vă spune pur și simplu să fiți atenți la detalii. Deci cam asta ar fi în ianuarie. Mergem pe februarie. Aveți steaua și 5 de monede. Cred că steaua este oportunitatea de a învăța, de a face ceva. Vă simțiți das la o parte, poate, cu acel 5 de monede, dar cu siguranță aici aveți o mare oportunitate de a avansa. Steaua înseamnă creativitate înseamnă ceva la care tinți să mergi. Pentru unii poate fi învățământul superior, pentru unii poate fi chiar studiul de acasă sau poate sunteți nevoiți din alte motive să faceți studiile respective la care, să zicem, va trebui să investiți niște bani în, acel ceva, în, în acele studii, dar pentru unii dintre voi poate fi și o afacere sau o dorință uh, la care doriți să, invo să investiți. Uh, și am senzația că oameni cu o mare influență o să vă ajute atunci când cereți ajutorul. Deci nu vă simțiți... Uh, lăsați deoparte pentru că nu este tocmai această energie aici. Dar cu siguranță cineva vă ajută foarte mult aici. Este o persoană cu fie un prieten foarte bun, stabil, fie financiar sau cu o companie, cu o organizație internațională. Fie este cineva care vă va ajuta pentru că uh, cu siguranță este și interesul persoanei respective, dar și al vostru. Mergem martie. Martie avem asul de spade și regele de spade, care de fapt este și energia voastră. <laughs> cu alte cuvinte voi aici sunteți invincibili. Invincibil la orice. Deci dacă eventual cineva încearcă să vă izoleze, cineva încearcă să a, vă dea niște restricții, pentru voi nu poate fi aceast, acest lucru a, o motivație de a nu scoate la în față adevărul. Pentru că aveți aici a, asul de săbi. Pe de altă parte este aceeași energie de a spiona ori fi este ceva excentric la care nu vă așteptați. Sau poate voi urmăriți ceva, ceva care vă atrage curiozitatea, descoperiți ceva, poate este la un rang foarte mic, pentru că aveți aici copilul și asta înseamnă că la un moment dat aveți impresia că ați descoperit ceva care este poate <coughs> la început sau doar acum începe sau noi sau eu nu am văzut până acum. Dar vă atrage curiozitatea și descoperiți ceva care poate fi în folosul oamenilor. Combateți inamici. Aici cred că are de-a face cu karma voastră față de societate. Bineînțeles că dacă ar face toți la fel. Sau poate faceți un documentar plin de mister care de fapt are un mare, mare succes. Și cu siguranță are de-a face cu ceva care ajută în societate, pentru că are foarte mult albastru. Și albastru este Saturn și este judecătorul. Deci sunteți foarte bine informați și puteți să judecați la rece lucruri pe care voi le veți afla. Și aveți o energie extraordinară pentru că aveți roșu. Deci pasiunea de a te dedica adevărului. Și mergem mai departe cu aprilie. Wow, aprilie aveți regele de băte și șase de monede. Oh, ce scop aveți? Pentru că cu siguranță unii dintre voi cred că veți dobândi acest scop prin partener. Aici ai de făcut cu o experiență veche, poate din altă viață, este ceva la care uh, acum ți s-a oferit cadou de la Univers. Uh, e ceva la care ți-ai dorit foarte mult, dăruiești și ai dăruit. Vârstele acestui uh, rege un 37, 49, 61 este... Ultima, să zicem, dar pentru cei tineri, un 25 de ani. De ce o spun? Pentru că este exact casa unde afectează, cred că cel mai mult, pentru voi toți și mai ales pe voi, pe balanțe. Aici este ceva la care poate nu v-ați așteptat. O pasiune la care nu v-ați așteptat. Pentru unii dintre voi, mintea voastră ageră va aduce un mare succes. Deci, mintea ageră e mult mai bună decât orice diplomă aici. De ce? Pentru că aici vă spune că ceea ce aveți voi aici, monedele respective, în practică, voi sunteți foarte buni. E un fel de a spune, folosiți-vă de un paravan, ceva, pentru a arăta, de fapt, prin intermediul alt cuiva ce se întâmplă. Uh, și pentru unii dintre voi uh, ar fi bine să nu faceți, nu știu de ce, dar îmi vine în continuu acest semn aici, uh, să nu faceți o intervenție chirurgicală în uh, luna aprilie. Dar cu siguranță aici aveți ceva foarte frumos. Pentru unii dintre voi este o experiență extraordinară. Este ca și cum se renoiește ceva, revine ceva, ceva foarte frumos în viața voastră și sunteți foarte hotărâți să luați atitudine să să fiți învingători în fața oricărui obstacol. Am să dau puțină apă și mergem mai departe cu mai. Mai avem șapte de cupe și cavalerul de bâte. Aici cred că e ceva misterios. Fie este o sursă de venit, cred, sau o organizație cu un profit misterios. Ceva la care ajungem în ocult iarăși pentru că avem de a face cu piramidele, deci este ceva ocult, ceva uh, malefic, avem de a face cu uh, șapte de cupe și chiar dacă sunt aceste imagini, arată în continuu imaginea a doi pești, pești, întotdeauna uh, fie... Este, să zicem, o sursă de hrană, fie o pierdere financiară, deci ceva nu este o energie extraordinar de bună în, în mai, dar te auto regăsești în confortul tău uh, și subit vei fi atras de ceva misterios. Da, poate unii dintre voi sunteți atrași de ocult, dar unii dintre voi cred că este legat de ceva, de un fals. Și pentru uh, mulți, locul acesta cred că aduce un scandal, fie o instituție de stat, fie pentru care foarte multe energii. Uh, vedeți aici aveți tot, absolut tot ce ne-am putea dori, dar de fapt ele nu există. E un fel de fata morgana. Deci, în mai este bine să vezi ce este în jurul tău, unde alergi și pentru ce alergi, dacă într-adevăr are o bază materială, dacă vrei să faci o afacere sau nu, pentru a înțelege cu adevărat dacă este pentru tine sau nu. Mergem la iunie. Iunie avem herofantul și avem... Wow! Avem arhanghelul Mihail, deci echilibrul și doi de băte. Nu vă hotărâți încă pe ce drum să o luați. Dacă sunteți o persoană tra tradiționalistă, să știți că va fi uh, foarte bine pentru voi, pentru că voi vă simțiți ca la voi acasă. Dar dacă încercați să, uh, sau mai bine zis, nu țineți de tradiție, atunci... Uh, înseamnă că nu va fi tocmai o energie bună. Deci e un fel de, uh, de a spune să încerci să nu te abați de la un proiect. Sau poate că există cineva aici care te distrage. Pentru unii poate fi o călătorie nevoioasă. Pentru că aici vedeți că e ceva la care se stabilește ca o călătorie. Pentru alții poate fi vorba, mai ales în majoritatea uh, uh, feminină, poate fi o sarcină grea. Iar echilibrul poate fi și o revenire la muncă. Dar uh, aici... Întotdeauna acest herofant are de a face cu tradiție, cu căsătorie, cu dezvăluiri. Cam tot pachetul cred că l aveți prin iunie, este ca și cum ceva se reîntoarce. E un fel de reviziune a anului de la începutul anului până în iunie. Um, aici aveți de-a face cu ceea ce hotărâți să faceți mai departe, dacă vreți studii sau nu, pentru că aveți bătele, dacă mergeți spre o specializare sau nu. Um, pentru unii poate fi foarte, um, foarte diferit. Unii dintre voi cu apa pe care o aveți aici este creativitate, poate fi legat de orice. Um, E un fel de a spune, uh, vei asculta muzică tradițională sau muzică modernă, dar cu siguranță aici sunteți căutați de cineva. Și cred că în momentul în care vă găsește sau vă găsiți, să-i zicem, uh, uh, de fapt vă veți schimba impresia. E ceva, e un mixt de fapt este, iunie este ca și cum ar fi un mix al anului, prin tot ce ați trecut prin ianuarie, din ianuarie până acum, aici aveți cam tot anul, este ca și cum se repetă ceva pentru voi și bineînțeles că depinde de fiecare dacă într-adevăr este același lucru, este o italare generală, nu uitați lucrul acesta. Wow, 10 de bute și asul de monede în iulie, uh, cred că e o schimbare la care nu v-ați așteptat, pentru unii dintre voi ați muncit foarte mult sau munciți foarte mult acum, dar ar trebui într-un fel sau altul uh, să vă gândiți la o nouă oportunitate. Zecele acesta în primul rând s-a terminat ceva, s-a terminat ceva foarte greu, uh, deveniți mai protectori, este ca și cum v-ați luat lecția. E posibil să vă luați o protecție mai mare la locul de muncă sau posibil pentru unii dintre voi să fiți mai practici să vă regăsiți printr-o persoană, o persoană care este alături de voi. Dar pentru unii dintre voi este pur și simplu poate o o întoarcere la o carieră mai veche, cândva, când a fost, pentru că am de-a face cu un nou început, iar aici este ceva care se sfârșește, care a fost foarte obositor, poate pentru unii uh, cu foarte mult stres. Uh, cred că butele acesta este cam tot ce -ți ține de media sau chiar de ceva... Uh, nu știu de ce, dar vine în continuu acum un extra cheese. Cine deschide pizzerie pentru că aveți prea mult foc acolo? Îmi place să glumesc, dar asta, asta mi-a venit ca imagine. Deci, efectiv, asta mi-a venit ca imagine. Deci, pentru unii dintre voi e posibil să, într-adevăr, să fie această energie. Și posibil, de ce nu? Mergem mai departe cu august. Oh, cu august. 2 de cupe și 7 de monede. Foarte frumos. Păi, ce vedem aici? Aici vedem uh, o persoană elegantă, educată, frumoasă și acea persoană sunteți voi. Deci, cam așa sunteți văzuți în carieră. Ceva frumos, știți? Uh, Știți cum e când te îndrăgostești de de un cupcake? Cupcake înseamnă prăjitură pentru cei care nu știu. Uh, și nu-ți poți lua ochii de la ia, yeah. <laughs> Cam așa ceva. Apropo, cineva deschide cofetărie? Uh, poate chiar cu rețete secrete. Știu că veți munci mult, dar... Eu cred că veți scoate niște bani foarte buni din asta. Ce important este că unii dintre voi cred că veți face ceva care vă face o mare plăcere. Dar cu siguranță vă îndrăgostiți aici. Vedeți, eu, eu tușesc, eu tușesc, că încerc să îmi revin și încerc să nu mă bolnăvesc. este o viroză de la cei mici. Dar <laughs> Știți cum e vorba? Tu să banii și iubirea nu se pot ascunde și cam asta o să fie în august pentru voi. Și este un bun început aici, pentru că vine atunci când nici nu vă aștepta asta, e ceva frumos. Unii se pot îndrăgosti de a face cupcakes, alții se pot îndrăgosti de altceva. Și vom vedea. Mergem mai departe în septembrie. O, foarte frumos și aici. Judecata și șase de băte. Întotdeauna judecata este o renaștere. Șase de băte, o recunoaștere. Aici, cu siguranță, deci, e, și mă bucur în aceeași măsură, cred că doriți să schimbați ceva. Fie sunteți recunoscuți în exterior, fie chiar aveți o atracție magnetică față de o persoană. Este din, deci în momentul în care voi uh, sunteți recunoscuți, în același moment este posibil să vă îndrăgostiți de cineva. Deci unii se îndrăgostesc în august, alții se îndrăgostesc în septembrie. Dar este ceva... Uh, Ieșiți din comun. Și ceea ce am eu aici ca energie este nu numai un succes, poziția voastră este un fel de a încerca să reveniți la persoana voastră, voi, cine sunteți voi cu adevărat. Iar pentru voi, mai ales semnul vostru, Zodia voastră, voi sunteți oamenii care vă place luxul, petrecerea, sexul, exteriorul, deci felul de a arăta elegant, educat. Bineînțeles sunteți frumoși, dar mâncarea bună pentru unii poate fi o mâncare exotică. Deci, ceva aici se schimbă în luna septembrie. Pentru unii e posibil într-adevăr să facă o mutare în carieră, dar pentru alții poate nu este o carieră și este chiar locul unde locuiesc. Deci ceva de genul călătoresc undeva unde uh, se realizează și poate chiar acolo își vor uh, face locul lor de casa lor, să zicem. Octombrie. Hmm. Pajul de bâte și puterea. Întotdeauna să știți că puterea aduce înțelepciune. Ce înseamnă înțelepciune pentru mulți dintre voi că nu ne trezim cum înțelepciunea în cap, înțelepciunea este de fapt, în termenii cei mai simpli, să trăiești ceva și să înveți din acel ceva. Cu alte cuvinte, ce ai trăit în ultimii ani, ai o experiență la care unii nu o au. Și experiența ta este, de fapt, o înțelepciune. Deci dacă... Aici îmi dă imaginea că în momentul în care voi sunteți față în față cu o a doua persoană, care are poate aceeași vârstă ca și voi, voi sunteți cei care, dacă ați trecut prin foarte multe lucruri, aveți o experiență extraordinară în viață, atunci puteți să le dați lecții celorlalți. Și dacă nu ascultă, e să foc. De ce? Pentru că aveți pajul. Uh, este un fel de a spune eu, Chiar dacă sunt la aceeași vârstă cu tine, maturitatea mea este mult superioară față de ceea ce ești tu. Ești un paj, un copil. Deci, dacă ai de-a face cu un 42 de ani, da, ambii sunt 42, spun o sumă fictivă, deci nu e, nu e un an fictiv. Cea de-a doua persoană. Nu se raportează la vârsta de 42 de ani, se raportează la vârsta de 25 de ani. Dacă mă înțelegeți. Deci, asta îmi spune că, de fapt, în momentul în care voi aveți o experiență, care este leul aici, deci cartea leului, Înseamnă că treceți, faceți impresie în momentul în care intrați undeva. Ce se întâmplă când leul este nu în, într-un copere, să zicem în, în junglă? Face impresie. Pentru că arată un fast, o eleganță. Iar aici înseamnă că, într-adevăr, din ceva la care poate ați fost invitați sau aici are ceva la care se schimbă în bine și în foarte bine pentru voi. Dacă eventual aici este un plan strategic, ceva care vă face să străluciți în fața unei conferințe, în fața unei mulțimi, pentru că asta este energia de acolo, Um, asta este într-adevăr un mare, mare noroc pentru voi. De ce? Pentru că în momentul în care voi ați fost chemați acolo în față, fără să știți, ați făcut o mare impresie și atunci toată lumea din conferință um, e cu ochii pe voi. Pentru unii dintre voi, dacă nu este valabil acest lucru, înseamnă că mai avem de-a face iarăși cu leoaica și e posibil pentru unii să aveți de-a face cu niște compromisuri în dragoste. Pentru că e posibil să întâlniți persoana potrivită, dar pentru unii poate fi și obținerea unui titlu, o recunoaștere, pe care deja o aveți de aici. Noiembrie. Pajul de săbi și trei de bâte. În primul rând v-aș întreba unde călătoriți aici. <laughs> Dar cu siguranță aveți foarte multe informații aici. Uh, cred că se merită efortul respectiv de orice tip, ce ați face, fie călătoriți undeva sau aveți un plan bine pus la punct, dacă eventual uh, aveți de-a face cu media, mai ales cei care aveți de-a face cu media, uh, Cred că pentru mulți dintre voi este, uh, vă pe ceva uh, clar de la bun început, doriți foarte multe informații uh, atunci când puneți în planificare ceva, deci cu siguranță planificarea voastră este fac acel plan, câți bani voi câștiga, ce voi face mai departe, deci e un fel de în ați ți câștiga stabilitatea și nu știu de ce, dar îmi apare în continuu bâul acela de la fraternitate, de la... Uh... Da, da în continuu mi-apare... este... A, am senzația că... Uh... a, și îl vedeți și aici. Îl vedeți și acolo, pentru că așa trebuie să fie. Cred că... <coughs> tu se anume lasă. Veul acesta este, de fapt, mi-aduce aminte de frimasoni. Ce care știu fraternitatea, dar nu este vorba numai de asta. Este vorba de stabilitate. Deci nu este într-un termen negativ. Este ceva care vă aduce stabilitate. Vă informați foarte mult și pentru unii dintre voi, imaginea pe care o aveți aici, este posibil să aveți de-a face cu artă, cu pictură, uh, ceva care uh, cred că vă aduce un plus de un plus financiar aici dar vă trebuie neapărat un plan biz, bine, bine pus la punct, pentru că cu siguranță se merită efortul respectiv și vă trebuie foarte multe informații. Decembrie. 5 de monede și asul de băte. Deci mai avem încă o dată 5-ul acesta de monede. Eu aș zice că dacă sunteți foarte bine organizați, Puteți să aveți un nou început și mai ales cu această energie de foc. Este prezentator de televiziune, radio. Bă, vă plac lucrurile care se schimbă în continuu, deci nu vă place o rutină. Și aveți o, o, ceva cu noutățile, pentru că aveți și aici acest paj. Ceva la care vă place foarte mult. Dar pentru unii dintre voi această energie poate fi și energia fotografului. Eu vă doresc, nu știu de ce, dar îmi spune în continuu, e posibil pentru unii dintre voi să aveți niște expoziții în străinătate. Și nu știu pentru cine este mesajul, dar uh, vârsta de 44. Fie găsiți persoana respectivă, fie sunt niște secrete de seducție. Uh, uh, vârsta este pentru bărbați, pentru că asta îmi spune aici. Uh, plăceri de altă natură, dar sunt binevenite pentru că e ceva la care au așteptat de mult timp sau uh, a fost să fie a, a, acolo. Și încă o dată aici iarăși este o decizie... Nu pe baza banilor, ci uh, din inimă. Poate că, într-adevăr, aveți ceva, o viziune care vă dă planificarea voastră de a merge mai departe. Pentru că vou, vă plac lucrurile schimbătoare. Aveți o minte ageră și vă plictisiți într-un loc. Iar pentru voi pe, este foarte important să dați foarte multă energie să schimbați locul acela, să faceți ceva cu exteriorul acela, să vă facă o mare plăcere să mergeți acolo. Pentru voi, locul acela e un fel de... un loc în care vă simțiți bine în loc în care puteți să glumiți, chiar dacă veți cheltui mai mult timp acolo, dar pentru voi este un fel de 5 minute de petrecere sau de râs, pentru mine este extraordinar în locul respectiv. Și aici vă spune că ceea ce faceți voi aici cu acest nou început, vedeți, în spate aveți un palat. Vă spune că ceea ce încercați să faceți, chiar dacă veți investi și aveți impresia că nu este tocmai pe placul celorlalți, Munca voastră va aduce la ceva mult superior. Și cred că are ceva de a face cu această energie. Și mai ales dacă este vorba de cineva, un prieten din exterior, pentru că am cinciul acesta și e posibil să cunoașteți pe cineva care va dori să investească în voi. Poate fi un prieten, poate fi un cineva care de fapt abia v cunoscut și încearcă să investească în voi. Cu acestea eu vă doresc un an nou fericit, numai bine, sănătate și ne auzim. La revedere, vă mulțumesc din toată inima!